Și pentru asta vrem să spunem lăudat să fie Domnul, amin. Pentru că mai lasă har după har peste noi, peste casele noastre, glorificat să fie Domnul. Amin. Dragilor, doar un singur verset vreau să citesc în această seară, dintr-o carte din care se citește rar și mai deloc. Se mai citește așa, poate, la căsătorii, dar cu reținere, cu foarte mare reținere. Sunt unii care consideră că această carte n-ar fi trebuit să fie în Biblie, dar dacă este aici 100% că trebuia să fie în Biblie, este vorba despre Cântarea Cântărilor. Eu am mai multe predici din Cântarea Cântărilor și am ales una pentru această tematică ca și învățătură pentru familii. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, un singur verset, versetul 15. Pagina Scripturii, 600... Nu-i de la mine asta? 678. Dacă ați găsit, ascultăm. Prindeți-ne vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Mă bucur din toată inima, pentru că Dumnezeu a rânduit seara aceasta să fim împreună. Mulțumesc Domnului că am ajuns cu bine la dumneavoastră. Mulțumesc fratelui Sami și comitetului bisericii locale care m-au invitat pentru weekendul acesta să putem să fim împreună, să slujesc în locul acesta. Vă aduc salutări sfinte, în primul rând din țară, din România, apoi și din bisericile în care am slujit, din Germania. Frații, vă transmit cu toții salutări sfinte, harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste casele voastre și în inimile dumneavoastră. Amin. Dragii mei, am citit cuvântul acesta și n-am nicio îndoială că Domnul a pregătit, se potrivește. Spune aici Claudiu că foarte mulți încep cu Domnul. Foarte multe cupluri, foarte multe familii încep cu Domnul, sau toate familiile creștine încep cu Domnul și, bineînțeles, bisericile care încep cu Domnul. Și cu toate astea, la un moment dat, se destramă și se ajunge la divorț, se ajunge la dezbinare și așa mai departe și se nasc tot felul de întrebări. M-am gândit că un răspuns la întrebarea asta, de ce se ajunge aici, vinovate sunt aceste vulpi mici. Putem ca să asemănăm familia cu o vie. Avem dreptul ca să o asemănăm. Dacă Claudiu amintea din, sau citea din Psalmul 127, uitați-vă ce spune Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Așa că, dragilor, putem ca să asemănăm familia cu o vie. Numai că există niște vulpi care sunt mici. Nu sunt mari la prima vedere. Nu vorbim aici de curvie, nu vorbim de lucruri mari. De lucruri mari. Vorbim de vulpi mici. Niște puiuți așa mici. Dar vulpile astea mici, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, afectează și în final distrug viile în floare. Când sunt în floare? Când e familia în floare, așa? Dacă nu e atenție, dacă nu e veghere, ajunge sau se poate ajunge la distrugere. Mi-aduc aminte,
de o întâmplare din Biblie, eu mai folosesc deseori despre Samson. Samson a vrut să le facă o pagubă mare la filisteni, dacă vă amintiți. Era tot așa ca perioada asta, chiar venind încoace pe drum, zic, bă, poate ori sta ploile astea în Germania să trăiere ăștia greu. Îi cop greu, am văzut că orzul pe aici, deja e cu spicul în jos. Și cam așa o vreme era. Și s-o gândit Samson, mă, cum să le fac pagubă? Mă, să meargă să pună benzină, n-avea, nu era PECO atunci. Nu erau posibilitățile pe care le avem azi. Dacă avea posibilitățile astea, la un tractor, nu cu benzină, mergea în loc de ierbicid, punea benzină, dădea frumos, după aia dădea foc, era simplu. Ori ca s-a prins, lanurile de grâu, de orz, era greu. Ei, noi știm că peste Samson cobora cine? Duhul Sfânt. Îl purta între Țoreea și Eștaul, pentru că Duhul Sfânt are limitele lui. Duhul Sfânt n-a mai fost la Dalila după aia. Acolo pleca Samson fără Duhul Sfânt. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt când se coboară undeva, primul dar al Duhului Sfânt, știți care-i? Înțelepciunea. Vă că nu spuneți amin. Să-i primul dar. Noi căutăm altele. Dar primul dar al Duhului Sfânt este înțelepciunea. Exact că l-a sunat cineva din biserică, un membru din biserică, pe păstor la 6 dimineața. Și-a sunat 4, 5, 6 ori, s-a trezit păstorul din somn. Și ăsta bucuros, ce frate, păstor, Domnul să te binecuvinteze, aleluia, mărit să fie Domnul. Zice, nu știu unde am fost eu până la 2 dimineața. Zice, nu știu. Am fost la rugăciuni, zice, am primit toate darurile Duhului Sfânt. Sunt încărcat, sunt plin, sunt peste măsură, paharul de peste el. L-a ascultat păstorul, stă somnoros, zice, băi, frate, nu știu unde ai fost, nu știu ce ai primit, dar 100% zice, înțelepciunea nu ai. Că dacă aveai înțelepciune, mă sunai după 9. Ei, peste Samson era Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt i-a dat înțelepciunii cum să procedeze. Și a prins vulpi. Câte vulpi? Cine știe? 300 de vulpi. Ca să prinzi 300 de vulpi, înțelepciune îți trebuie. Vă căutați să prindeți și vreți 300 de iepuri, e greu. Orice vietate e greu de prins, nu? Și 300 de găini îți prinzi acasă, în România, dacă e țarcă, așa, mai ai șansă. Dar ca să prinzi 300 de vulpi, că vulpea de regulă e vicleană, e șireată. Ei, acolo a fost înțelepciune. Nu știm cum le-a prins. După aia le-a legat coză, le-a pus torțe, a prins, le-a făcut ăștia pagubă. Acum, vrem și noi să mergem în această seară la vânătoare de vulpi. Amin? Acum, poate nu am prindit 300. O zis fratele Sami să predic, să nu mă uit la ceas. Oricum nu mă uit la ceas, mă uit la voi, că voi sunteți ceasul. Și așa am început mai repede la ora 6, așa că avem timp. Dar haideți să vedem câte vulpi prindem în seara asta. Un prinde 5, un prinde 6, un prinde 7, ele sunt multe. Nu le putem noi vâna pe toate. Dar câteva dintre ele să le vânăm și să le scoatem afară. Ca familiile noastre să fie ca viile în floare, dar să aducă rod. Amin? Că dacă strici via când e în floare, nu mai aduce rod. Toamna nu mai culegi struguri. Și noi vrem ca familiile noastre să fie familii roditoare, binecuvântate și la final să primim răsplata de la Domnul. Să ne ajute Dumnezeu. Haideți să începem prima vulpe mică pe care vreau să o prezint și care cred eu că afectează foarte multe familii, foarte multe familii în vremea asta și nu numai. Este gelozia. Ați auzit de vulpea asta? E o vulpe mică. Nu-i mare așa. E un pui mic. Dar din păcate afectează nu puține familii și le afectează dramatic. Am avut ocazia să stau de vorbă
cu soții sau cu surori care aveau soț geloș. Și spunea, frate, mă terorizează. Zice, pur și simplu, mă caută, mă urmărește, au pus camere, îmi verifică aia, nu mă lasă să mă duc, sunt singură. Zice, sunt sub o teroare cumplită. Ori, vreau să vă spun că în multe familii, vulpea asta mică face foarte multă distrugere. Am găsit ceva interesant în cartea Proverbele, în capitolul 31. Aici ni se vorbește, de regulă se predică la căsătorii, despre soție ideală. O soție de dorit, soția perfectă, care e gospodină, care e și bună la imobiliare. Da, caută, vede un ogor, se duce cu tare, face acte la notar, negociază tot ce trebuie. Băi, perfect, ideală. Dar nici bărbatul nu se lasă mai prejos. Adică eu înțeleg de aici că soția asta n-avea un bărbat gelos. În familia asta, vulpea asta mică nu era. Asta pleca, nu? Dacă vedea ogorul, se ducea să încheie afacere, vorbea cu proprietarul, ăsta nu temea soțul ei. Uitați-vă ce am găsit scris. Proverbe 31, versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Și versetul 11. Inima bărbatului, ce face inima bărbatului acestuia? Se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Vedeți care e soluția? Zice aici cuvântul, inima bărbatului se încrede în această femeie, are încredere. Pentru că relația între soț și soție trebuie ca să fie bazată pe încredere. Doamne ajută-ne! S-au întâlnit soții geloase. Cineva de la noi care lucra din localitate era foarte bun pizzer, făcea pizza. Fost în Italia, acolo în Italia, știți că e țara pizzei. Deși când am fost la Roma, ultima dată am fost dezamăgit, am mâncat pizza mai bună la Suceava, adică la Roma. Și ăsta învăța meserie acolo, artist la pizza. Și-a plecat la Suceava, la mall acolo, sus o angajat undeva la un fast food ăsta care făcea pizza. Și lucra cu femeile, avea colegi de servici. Și nevasta lui bolnavă de gelozie. Și a zis, băi, mă duc la muncă, eu lucrat de dimineață, bă, nu, că tu acolo, cine știi ce faci prin spate pe la pizza pe acolo. Ai numai fete pe acolo, tinere și frumoase și cu tare. O vine la patron, Eu spus, uite așa, eu nu-s de acord, eu cu tare, dă-le pe astea afară, adu bărbați. Aici, cumva, patronul să facă cum vrea ea. Știi? Dacă vrei să-i mă lași, dacă nu le-au, zice, acasă, le-au acasă. Până la urmă, o trebuit ăla să-și dea demisia ca să-și salveze familia. Fraților, viața de familie creștină trebuie să se bazeze pe încredere. Amin? Pentru că altfel se ajunge unde nu trebuie. Climatul din familie și buna dispoziție și armonie este distrusă. De asta sunt foarte multe probleme. Gândiți-vă că eu plec de acasă foarte mult. Vin în Europa într-un turneu, mă duc în America, mă duc nu știu unde, mă duc în Anglia, așa mai departe, în Canada. Dacă aș avea o soție geloasă care să spună, bă, dar unde-i bărbatul meu? Pe unde s-o opri? Ce-i cu dânsul? Să n-aibă încredere, eu ar trebui ca să mă opresc din lucrare, din slujbă, și stau acasă. Că altfel îți distrugi familia. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să nu dăm acces acestei vulpi mici
să intre în casa noastră. Să ne ajute Dumnezeu să avem încredere. Soțul să se încreadă în soție, soția să se încreadă în bărbat, în soțul ei, și împreună în Dumnezeu. Amin? Nu poți să spui că ai credință în Dumnezeu dacă tu nu te încrezi în nevastă și în soț. Când va veni Domnul Iisus Hristos, Luca 18, cu ope norii cerului, va mai găsi El ce? Credință? Când vorbim de credință, de încredere, putem ca să vorbim și pe latura asta. Noi ne-am căsătorit cu un partener, cu o soție, cu un soț credincioș. Amin? Cu credință în Dumnezeu. Ei, trebuie ca această credință să fie manifestată în toate laturile ei. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne. Și să dăm la o parte, să scoatem dacă e, nu știu, poate că nu e, dacă nu e, Doamne ajută. Nici o familie, dacă nu este. Dar, din păcate, am întâlnit foarte, foarte multe familii afectate de gelozie. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să nu dăm voie geloziei să intre în casele noastre. În casa noastră să fie doar încrederea în Dumnezeu. O casă puternică, da? O casă zidită de Domnul este o casă, dacă vreți, în care funcționează și lucrează credința. Credința este o încredere neclintită, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Doamne ajută-ne! Eu nu văd soția acum că e acasă, dar sunt convins că face treabă în grădină. Adică avem acasă solar, avem 100 de pui, vreo 30 de curcani, avem roșii, avem castraveți. Când mă duc săptămâna viitoare acasă, mă așteaptă cu de toate. Lăudați să fie Domnul. Asta e încrederea mea. Facă-se după credința mea. Tot așa și aveți și voi. Spuneți amin. Bun. Hai să mergem la următoarea vulpe pe care am întâlnit-o și în Biblie și în familii. Am numit-o aici vulpea lucrurilor ascunse sau a nesincerității. Cum vreți. Lucruri ascunse, adică atunci când soțul ascunde de soție sau soția de soț are anumite lucruri de ascuns. Nesinceritatea, lipsa de transparență. Vă dau un exemplu biblic. Din Genesa. Știți că Iacov ajunge la Laban. Cine era Laban? Laban era unchiul lui. Era fratele mamei lui. După ce l-a înșelat pe frate său și l-a mințit pe taică său pe Isaac, o trebuie să plece de acasă să-și salveze viața pentru că Esau și-o propus să-l ucidă. O ajuns acolo. L-a primit bine Laban, nu ca unchiul pe nepot. Ca unchiul, așa cum își primesc unchii nepoții. O mers lucrurile bune, numai că ăsta la un moment dat s-a îndrăgostit de cine? De Rahela. De fata lui Laban, avea două fete, era Leia și Rahela. Dar el s-a îndrăgostit de Rahela. Și a spus, ce unchiule, uite, m-am îndrăgostit de Rahela. Foarte bine, zici. Eu chiar mă bucur tare mult. Ok, dragoste. Numai că dragostea costă. Dar și costă. Zice, 7 ani împaști turmele. O iubești? Ba tare, vezi. Bagă 7 ani. Păi, costa scump atunci o nevastă în vreme. I s-a părut 7 ani cu trecut rapid. Când iubești, nu? Trece repede. Vine momentul, numai că Laban, acolo s-au întâlnit doi înșelători. Un expert și un șef al experților. Și când se întâlnesc doi hoți, e greu. Lucrurile escaladează, așa? Și ăsta, în loc să-i o dea pe Rahela, i-o dă pe Leia.
Să nu mă întrebați pe mine cum, că s-au dus-o în cort, nu au vorbit cu ea, dori, știa vocea cu tare. Aici sunt multe taine, nu intrăm în ele. Da? Da, dimineață, ăsta rămâne șocat. Și merge la socru, la socru sau acum, da, că nu mai era unchi, era deja socru, aleargă și zic, ce mi-ai făcut? Ăsta strigat, ăsta calm la bani, calm. Ce ți-am făcut? Că ți-am făcut un bine. Cum ai făcut un bine? Că s-a muncit 7 ani de zile, am stat acolo în soare, m-am bronzat cu tare, vântul mi-a crăpat fața, mâinile, am stat acolo printre animale, pericole, și am muncit 7 ani pentru Rahela și tu mi-o dai pe lei, m-ai înșelat? Păi zice, băi băiete, băi nepoate, la noi aici e un obicei, domnule, noi nu, la noi obiceiul e sfânt. Prima dată să mărită aia mare. Și cea mai mare e Leia. Dar tu iubești pe Rahela? O iubesc, mai bai 7 ani. ani pentru femeie iubită. Pentru că atunci când înșeli, ascultați-mă aici, asta e o altă paranteză, o deschid, o altă paranteză. Când înșeli, mai târziu vin facturile. Să nu vă gândiți că dacă înșelați într-o parte sau în alta, nu vin facturile, vin mai târziu. De câte ori l-a înșelat la bani pe Iacov? Afirmă la un moment dat, zice, de 10 ori mi-ai schimbat sembria. Ca să le învețe Dumnezeu minte să nu mai fii înșelător. De-aia și-a schimbat numele. Gata cu înșelăciunea. Că nu există, să știți, binecuvântări prin înșelăciune. Nu, nu, nu. Prin șmecherii nu există binecuvântări. Aia nu dăinuiești. Dumnezeu are alte metode de binecuvântare. Slăvit să fie Domnul. Am închis paranteză. Mai bagă ăsta 7 ani, o ia și pe. Bun. Să o tărește la un moment dat să plece. Iacov, să iese de acolo, pentru că o văzut că n-are cu cine, ăsta a profitat de el, tot îi schimba hotărârea, îl înșela în continuare și când ăsta nu era acasă, la un moment dat își ia nevestele, robii, tot ce are, turmii, tot ce era a lui, dă să plece. Spune Biblia că Laban avea o cameră specială, o bisericuță a lui așa, o cameră de închinare cu niște dumnezei, niște dumnezei făcuți de mână omenească, niște idoli. Dumnezei pe care Laban îi iubea foarte mult. Pe cum să nu iubească dacă dumnezeii lui nu îi spuneau nimic? Ăsta făcea toate înșelăciunile, toate mizeriile și dumnezeii lui muți. De asta oamenii iubesc așa dumnezeii. Înțelegeți? Și ce transmitem, ce văd copiii la noi, aia vor moșteni. De-aia e important să fim modele pentru copiii noștri, exemplare în toate. Doamne ajută-ne! Și în vorbire, și în comportament, și când e vorba de mers la biserică, când e vorba de citi Biblia, când e vorba de o grămadă de exemple. Rahela l-a văzut pe taică-su că merge la Dumnezeii lui și vorbește acolo, se roagă, stă și s-a atașat și ea. Și fură Dumnezeii tatălui său. Dar știți, nu îi spune nimic lui Iacov. Ascunde de el. Lucruri ascunse, adică nesinceritate. Se duc, între timp apare acasă Laban, când vede că nu-i sfetele, nu-i ginerile, pleca cu turmii, cu tot, se duce interesant și o bănuit el ceva, o simțit el ceva, se duce la camera unde avea Dumnezeu lui, camera goală. Și se duce în viteză, după Iacov, pregătit ca să facă măcel. Numai că pe drum îi vorbește Dumnezeul lui Iacov, care era diferit de a lui. A lui avea ochi și nu vedeau, gură și nu vorbeau, erau muți. Dar lui Iacov era Dumnezeul oștirilor, care are gură și vorbește. Și a spus, Laban, eu sunt Dumnezeul lui Iacov, al lui ginerile tău. Ajunge cât la auzi aici, știu cum te-ai pornit după el, știu ce vrei să faci, să nu-i faci nimic, ai de face cu mine. Să te ferești, să-i spui măcar vreo vorbă rea. Nici măcar o vorbă rea să nu-i spui. S-o potolită
Laban, că era pregătit să facă multe. Așa frumos o vorbi cu Iacov. Zice, mă, generică, mă. Dacă tot ai plecat, de ce nu mi-ai lăsat, mă, să-mi iau rămas bun, mă, că eu vreau să te îmbrățișez, mă, că doar unde găsesc eu așa ginere bună? Să-mi iau rămas bun, mă, de la fete, mă, de la nepoți, de la tot, nu? Că eu îți mai dădeam așa, cadouri aveam pregătite pentru tine, niște plicuri acolo, faine. Dar dacă tot te-ai dus așa în viteză, pentru ce mi-ai luat ce? Dumnezeii mei. Și spune Iacov, nu ți-am luat eu. Să moară cel care ți-a luat Dumnezeu. Știți că în puterea limbii stă viața și moartea. De-aia Scriptura spune, binecuvântați și nu blestemați. Să fim atenți la vorbire, Doamne ajută-ne! Și Iacov a spus, să moară cel care ți-a luat. Pentru că nu știa că e vorba de soția lui pe care o iubea, de Rahela, că Rahela nu a fost sinceră în relație cu soțul ei. Lucruri ascunse, o vulpe mică. Știți că vulpea asta mică a fost suficientă să distrugă până la urmă familia asta, pentru că Rahela moare când îl naște pe Beniamin. Se stinge. Când puterea limbii stă viața și moartea. Dacă știa Iacov, dacă n-ascundea Rahela, nu se întâmplă asta. Dragilor, trăim într-o vreme în care în foarte multe familii pătrunde vulpea asta mică. Lucruri ascunse, nesinceritate. Când soția nu-i sinceră față de soț, când soțul nu-i sincer față de soție, când au de ascuns lucruri unul față de altul. Știți că am întâlnit familii în care soția are telefon și are parolă. Soțul are telefon și are parolă. Și nu intră unul pe telefonul altuia. Acolo e bai. Sper că n-am prins vreunul pe aici pe la voi. Sper că nu e așa. Că dacă e așa, Doamne feri. Pentru ce ții tu parola la telefon? Adică să nu-ți vadă telefonul soția. Ai ceva de ascuns. Cum adică să n-aibă acces soția pe telefonul meu? Oricând, la orice oră. Și eu la fel. Pentru că asta este o normalitatea în familie, între soț și soție. Doamne ajută-ne! Sau am mai văzut familie unde se ascund banii. El cu portofelul lui, ea cu portofelul ei. Și ea trimite la mama, la tata, ce las că vă trimite eu 200 de euro, Western Union, dar fără să știe ăsta a meu. Sau el trimite prin MoneyGram, de 300. Că m-au crescut mama și tata. Perfect. Vorbiți între voi. Că mai degrabă sau mai târziu, lucrurile astea ascunse, tot ce ascuns, iese la și aduc tulburări și certuri și probleme în familie. Ce frumos e să discute soțul cu soția, să spună, măi, uite, părinții mei trec printr-o problemă. Sau nu le ajunge bani de lemne. Știi că în România prețul e cai sau mai mare și cu tare. Ne-o crescut, ne-o ajutat. Avem posibilitate. Hai să-i ajutăm pe ei. Data viitoare ajutăm pe a tăi, dacă au nevoie. Cam așa trebuie ca să fie lucrurile într-o casă, într-o familie. Dumnezeu să ne ajute să fim sinceri. Să nu avem niciun lucru de ascuns. Că tot ce ascuns, după ani, pot ieși la suprafață și să aducă distrugerea viei în floare. Adică familiei și să se usuce. Domnul să ne dea multă lumină și înțelepciune în privința asta. Dacă e vulpița asta, s-o strecura prin casele voastre, prindeți-o, legați-o și dați-o afară. Luptați și nu aveți
pentru că nu cereți, versetul 3, sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți unde? În plăcere. Știți de ce de multe ori în familie apar certuri și neînțelegeri și este afectată armonia și pacea din familie, are de suferit, e stricată, datorită acestei vulbi mici care se cheamă plăcerea de a risipi? O soție risipitoare sau poate ca să fie un soț risipitor? Sau și a treia variantă, amândoi risipitori? Există acea minune a Domnului Iisus în mulțirea pâinilor și a peștilor. Un băiețel care are 5 pâini, 2 pești, după ce toată ziua Domnul Iisus predică acolo în pustie, ucenicii vin și spun: Doamne, seara le-ai dat predică toată ziua, lasă-i să ducă în satele și cătunile de jur împrejur să mai și mânce pentru trup. Și Domnul îi pune la probă, zice: dați-le voi să mănânce. De unde să dăm, că avem 200 de lei? Și Andrei spune: e un băiețel aici care are 5 pâini și 2 pești. Andrei a știut că dacă puținul ăsta ajunge unde trebuie, adică în mâinile Domnului Iisus, el face o minune, pentru că el e Domnul minunilor. Așezați-i încete, 50-100, fain să nu fie haos ca pe timpul lui Ceaușescu la coadă, la salam și la așa, portocale. Să nu fie haos, că Dumnezeu nu e adeptul haosului. Da? După ce binecuvintează, mulțumește lui Dumnezeu, binecuvintează pâinile pești, zice: împărțiți. Erau acolo 5.000 de bărbați, spune evanghelistul Marcu, afară de femei și copii, adică minim 10.000 de guri. Minune mare? Să mănânce din 5 pâini, că copilul n-avea pâini ca nardeal cât roata la mașină. Erau niște pâiniți așa, fel de bulci, de la Lidl, de unde luați voi de alea, așa, cu susan sau cu mac. Micuți, așa, mâncarea unui copil și două scrumbii, doi peștișori, atât avea. Din puținul ăsta, Domnul face o minune, zice Biblia, au mâncat toți și sau, nu că au gustat așa ca la cină, au mâncat și sau, și Domnul vine cu o poruncă și spune așa, acum, strângeți ce? Zice, spune acolo Scriptura, s-au strâns 12 coșuri de firimituri. Și acum întrebare, de ce? Cei mai mulți spun: Domnule, e simplu, nu trebuie mari explicații. Păi, sunt 12 seminții ale lui Israel, câte un coș pentru fiecare seminții. Și am rezolvat problema. Nu știu dacă e asta. Posibil să fie și o explicație de felul ăsta, să fie o învățătură așa. Deși nu totdeauna le nimerim cu cifrele. Știți că la un moment dat și Nebucadnețar dă poruncă să fie încins cuptorul de câte ori? 7 și am terminat-o cu cifrele. Nu e asta cea mai mare învățătură de acolo. Pâinele și peștii erau binecuvântarea Domnului. Și prima învățătură e asta. Nimic din binecuvântările Domnului nu trebuie să se piardă, să se risipească. Asta e cea mai mare învățătură de acolo. Ați înțeles ce vă spun? Dumnezeu ne binecuvintează, ne dă binecuvântări. Știți că există o vreme în care Dumnezeu ne binecuvintează fiecare familie cu bani? Fiecare familie. Am întâlnit familii care au spus: băi, am avut perioadă în care am făcut bani, ne-o binecuvântat, ne-o deschis Dumnezeu o oportunitate, o ușă de binecuvântare pământească, financiară. Cunosc un frate de la noi, din zona Horodnic, Adrian, care a fost în Irlanda. Spunea: băi, era în Irlanda după Revoluție, când erau puțini români. Zice, câștigam așa de mulți bani, pentru că acolo primeau banii vinerea sau sâmbătă, săptămânal. Am câștigat într-un an atâția bani de m-am speriat. Nu mi-a spus suma. M-am întrebat, o zis: măi, dacă câștigăm atâția bani, zice, toată viața aici, ce îmi face cu ei? Dar nu a mers mult. A mers 2-3 ani de zile și s-a stricat treaba. Cine în anii o strâns din binecuvântările astea financiare și-a făcut casă în țară, a investit cu tare,
O rămas. Dar cine s-a dus la Dubai? Cine s-a dus la Milano? Cum a spus unul, zice, m-am dus la Milano cu nevasta și zice, am spart pe țoale 12.000 de euro. Băi, băieți buni sunteți voi. Păi crezi că Dumnezeu îți dă binecuvântări să-i spargi pe țoale, să dai 12.000? M-ar durea sufletul și inima. Eu când mă duce cineva la magazin, un frate, frate, vreau să o cămașă. Eu întotdeauna mă duc și din bun simț, mă duc la un magazin normal, unde e ieftin. Nu mă duc la Hugo Boss, că știu că acolo e 200 de euro o cămașă. Mă duc undeva unde e un preț decent. Uite, asta, cămașa asta e de la SIA. E ieftin, e vreo $15. Nu-i mult, adică. 15 euro, pardon. Adică 15 euro mai merge, dar 100 și ceva nu prea merge. Cunosc un caz în Anglia, cineva a plecat cu familia acolo, o familie mai numeroasă, și au făcut acte, și le-a venit din urmă, s-a chinuit ei cu chirii, cu nu știu ce, cu trăiri, le-a venit din urmă 10.000 de lire, nu știu cât, vreo 50-60.000 de lire, bani mulți. Când au văzut, le-au intrat bani în cont, dă-i la cheltuit. Telefonul cel mai scump când a apărut, ultimul model, ăla mare, pro, fain, face niște poze, zice, băi, ăsta, hai de mine, face niște portrete cu el, dă-i pe acolo, dă-i pe acolo. Bineînțeles că de unde iei și nu mai pui, că regina, era regina atunci, nu-ți dă ludara asta. Stă odată, din urmă. Eu cheltui rapid, așa. La un moment dat a ajuns că nu mai avea bani de pâine. E, supărat, s-a dus la fras, la comit. Vă, dar voi nu vii rușine, vă. Voi nu știți că eu n-am bani de pâine la copii? Voi ați venit să vedeți că frigiderul meu e gol? Mă, ăștia știau ce-a făcut el. Și o să mă, da, am auzit că ți-a luat un telefon performant. Du-te și fă poză, fă portrete la cele mai faine pâini și du acasă, dacă tu atâta minte ai în cap. Dacă tu ești cap de familie, ești tată la atâția copii și tu te-ai dus și ai distrus banii. Pentru că e binecuvântarea Domnului, dar nu o risipi. Dumnezeu nu-ți dă bani ca să risipești și acolo și acolo să arunci. Când Dumnezeu te binecuvintează să trăiești tu decent, echilibrat, că Biblia spune, fiți cumpătați în câte lucruri? În toate, și în domeniul financiar. Din banii aia mai dă și la săraci, mai dă la văduve, mai dă la orfani, mai dă și pentru misiune și pentru lucrarea lui Dumnezeu să înainteze Evanghelia, că dacă nu, cel ce deschide robinetul în stânga, așa se deschide, poate da și în dreapta. Și îl poate și închide. El deschide și el închide. Spunea cineva, dacă nu mai cură, zice măcar să picure. Eu vă spun că Domnul Iisus, numai că a fost bun tâmplar, așa ca el, că el e tâmplar în Anglia, Domnul Iisus e și bun instalator. Când strânge el după el, nu, nici nu mai picură, se usucă. Așa că grijă mare. De unde vin luptele și certurile în familie? De unde? De la vulpea asta. De la plăcerea de a risipi. Am văzut soții, de exemplu, care cum venea soțul, n-a apucat să aducă acasă banii și ăștia își chema tăti neamuri, le împingea niște mese, niște, comanda niște torturi, în câteva zile praf făcea. Păi să împrumutați. Zice, lasă lui, iei salariul luna viitoare. Și ăsta era gârbovit de muncă. Sau invers, este câte un soț care risipește banii pe mașină, pe nu știu ce, pe acții build-uri, pe aia, schimbă genți, găsești, comandă nou, originale, am găsit, cu tare, dă-i, și risipești și el pe partea elaltă. Și apar probleme. Să fim oameni cumpătați, să fim oameni echilibrați. Da? Asta e învățătura de acolo. Nimic din binecuvântările Domnului nu trebuie risipite și strânge pentru vremurile de criză care vor veni. Când vor veni vremuri de criză, de lipsă, da?
Să ai din binecuvântările astea. Doamne, ajută-ne! Ilie, scoală-te și mănâncă. O mânca puțin de acolo. Nu, ea mâncă tot. Că 40 de zile nu mai primit nimic. Sunt vremuri când Dumnezeu te binecuvintează, sunt vremuri când e mai puțin. Când se închise ușile. Dar, dacă ai fost chivernisit, dacă n-ai risipit și ai făcut ce trebuie, vei putea ca să mergi înainte și să trăiești. Și pentru asta doresc din toată inima Domnul să ne ajute, să ne dea lumină și înțelepciune. Pavel spune ceva frumos, cred că în Filipeni, dacă găsesc rapid, deschid. Filipeni, în capitolul 4. Spune el așa aici. Pentru că foarte mulți folosesc versetul ăsta într-un alt context, într-un context greșit, versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește, dar să vedeți în ce context îl spune el. Zice el în versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și acum spune el versetul ăsta, pot totul în Hristos care mă întărește. Doamne ajută-ne! Adică, vedem la Apostolul Pavel că e un om echilibrat, este un om cumpătat. Știu să trăiesc și în belșug, dar știu să trăiesc și în lipsă. Pentru că atunci când am belșug, nu risipesc. Păstrez și pentru vremurile de criză, pentru vremurile de lipsă, da? Și pot ca să înaintez. Doamne, ajută-ne și Doamne, binecuvintează-ne. Merg mai departe cu următoarea vulpe. M-am gândit că o vulpe vrednică de amintit este și egoismul. O vulpe mică, și egoismul. Adică atunci când soția e pentru ea și soțul e pentru el, se cruță pe el. Ea se cruță pe ea și el pe el. Să le exploatez pe celălalt. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează persoana mea. Asta se cheamă egoism. Exemplu biblic. Vorbim despre Avram la superlativ. Dar a avut și Avram o slăbiciune. Tocmai vulpea asta. Și am văzut vulpea asta la Avram de două ori. Bă, odată se poate întâmpla. Dacă când deja ești a doua oară, înseamnă că îți place. Înseamnă că i-ai dat bun venit. Uitați-vă aici ce spune în Genesa. În capitolul 12 din Genesa, de la versetul 10, a venit însă o foamete în țară și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, iată știu că ești o femeie frumoasă la față, când te vor vedea egiptenii vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune rogu-te că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte a lui Faraon au văzut-o și ei, lăudat-o la Faraon și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Adică vă spun de unde? În haremul lui. Exact acolo. Exact acolo. Pe Avram l-a primit bine, ca bosul. Din pricina ei. Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi, roabe, măgărițe, cămile. Avrame, dar de nevastă nu te doare? Dar unde e încrederea ta, Avrame, în Dumnezeu? Adică Dumnezeu nu te poate păzi? Tu te temi de Faraon? Nu există cineva mai mare decât Faraon? Din păcate aici,
În inima lui Avram s-a strecurat această vulpiță care se cheamă egoism. Versetul 17, că atunci când stricăm noi lucrurile, trebuie să repare Dumnezeu după noi. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui, din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai zis că e nevasta ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Auziți, deja o luase ca nevastă. Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și mai găsim ceva asemănător, tot în Genesa, în capitolul 20. Avram în Gherar. Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, la Cadeș și Șur, a locuit ca străin în Gherar. Avram zicea despre Sara, nevasta sa, e sora mea. La fel, aceeași poveste. Abimelec a luat-o din nou, a trimis și a luat-o pe Sara, spune versetul 2 și versetul 3. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis, iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Și din nou Dumnezeu intervine personal și o salvează pe Sara. Pentru că vedem la Avram un egoism din calea afară. Dragilor, Dumnezeu ne-a chemat în familie să fim altruiști, nu egoiști. Adică să ne doară unul de celălalt. Spuneți amin. Nu lăsa nevasta când vezi că e cu copii mici așa, mai este că eu am văzut câte un de ăsta la costum așa, echipat așa, și nevasta cu 3-4 prunci, unul după altul, în cărucior, nu mai poate, transpirată, leagă, el se urcă în mașină. El dare ce treabă, mai dă și claxoane. Ce din cauza ta întârzi. Dar de ce nu te dai de jos să o ajuți? Pentru că dacă o lași, nu-i diferă într-o bună zi. O să vezi că sănătatea ei se deteriorează. Și o să spui, Doamne, dar de ce ai îngăduit asta? Pentru că ai fost tu egoist. Pentru că n-ai împărțit povara asta împreună cu ea, că puteai și n-ai făcut. Sau, la fel, soții egoiste care nu o doare de soț. Că la muncea, știi, când merge, dacă se poate, ce dragă, a mai găsit un mini-job, așa se spune la voi, sau cum se spune? Zice, de la 8 la 11. A, tu ești tare, ești strong. Du-te că niște bănuți așa ne vin bine deoparte așa să mai putare, știi cum e? Că plecăm în vacanță și ne trebuie. Nu interesează că ăsta e farmat, e distrus. Dacă s-ar putea, zice și sâmbătă nu lucrez. Bun, nu, la voi. La voi nu sunt de așa ceva. Vă uitați la mine așa speriați. La voi nu. Eu vorbesc de alte adunări. Nu. Unde am văzut că la voi n-am văzut când am stat. De-aia nu stau, mă duc luni ca să nu văd. Egoismul. Trăim într-o lume egoistă. Că egoismul e în noi de mici. Eram acasă copil? Copil, dar aveam așa spre 8-9 ani de acum, spre adolescență. Și vine bunica din partea mamei, era la oastea Domnului, la noi la Corocăiești, acolo avem și acum o comunitate numeroasă. Pe vremea comuniștilor, anii 80, predica pe acolo fratele Traian Dorz, venea prin casele fraților, la bunica se făcea adunare, țin minte. Nu era o casă de rugăciune. Și vine bunica într-o zi, mai ne învăța din Biblie, ne mai spunea câte o întâmplare și într-o zi aveam două mere. Mă jucam așa cu ele, unul mai frumos, un măr roșu așa, și unul mai strâns, mai vește, dar așa, mai micuț, mai... Și cum mă jucam cu ele, bunica zice, băi, nepoate, Ionică, dă și mie un măr, care vrei, că văd că ai două. Și Biblia spune, cine are două, unul să-l dea. Iar cu Biblia mă lua așa. Eu când am auzit că a spus bunica, am simțit pericol și le-am dus la spate. Și m-am gândit, care să-l dau? Era simplu. Și spune, îl dau pe ăsta mai mic.
Doar nu îi le-ai dat pe ăsta fain. Știi? Și ăsta, dar ăsta frumos l-am ținut la spate să nu mai vadă. Zic, ia-l bunică, nu te uita că e un pic mai așa mic și vește. Să știi că astea mici sunt mai dulci. Pac, l-am dat, l-am plasat. Bunica nu a zis, bă, nu că eu vreau pe ăla, lasă de... Ăla-i ascuns tu la spate. Bunica înțeleaptă. Zice, mulțumesc frumos, dar vreau să spun ceva. Uite, cu ăsta, cu ăsta, într-o zi o să te întâlnești în cer. Că ceea ce dă mai avem dincolo. Ăla frumos care îl ții la spate, ăla nu o să-l primești. Zice, ăsta mănâncă-l tu, dar ăsta e care îl dai. Ăsta numai așa, cu ce dăm cu aia ne întâlnești? Bă, când am auzit că așa sunt lucrurile, zic, dă-l încoace, ia-l pe ăsta. Că mai am eu meri în beci. Mă duc în beș și mă iau unul tot la fel de fain, dar zic, bunică, vreau să mă întâlnesc cu lucruri faine dincolo. Ei, egoismul oricum în noi. În fiecare copil este egoism. Apoi se dezvoltă. De-aia trebuie să fim atenți. Da? Pavel spune, când eram copil, gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum când m-am făcut o mare smatur, am lepădat ce era copilăresc. Dacă suntem oameni maturi în Hristos, trebuie să lepădăm lucrurile astea și să ne ajute Domnul să fim oameni maturi. Și să nu fim egoiști în familie, să fim purtători de sarcini. Amin? Purtați-vă sarcinile unei altora. Ne ajutăm reciproc, facem ce trebuie, simțim, punem umărul, că dacă roză în ea sau în el, când o să rămâi vădul sau văduvă, să dai vina pe Dumnezeu, să spui, bă, Dumnezeu mi l-a luat și m-a lăsat. Nu, 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 ai fost egoist sau egoistă. Nu l-ai protejat, n-ai ținut. Te-ai folosit de el sau de ea. Doamne, ai milă de noi. Dumnezeu nu e egoist. Sau, ca să mai spun acum când vine, am văzut unii care, de exemplu, pe la servici, sau se duce el singur la restaurant și mănâncă pe ascuns numai bucate de alea alese. El mănâncă numai fleici, așa. Și pe nevasta nu scos-o la niciun restaurant. Nu-i normal. Trebuie ca să avem grijă și să fim una, nu? În toate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sau soții, care la fel... Zice, soțului îi place numai ciorba. Zice, băia bună, așa mănâncă. Știi? Și ea mănâncă ceva mai bunuț, așa. Cum o zice o soră, zice, la mine puțin, dar bun. Doamne, ajută-ne să nu fim egoiști. Dumnezeu n-a fost egoist. Pentru răscumpărarea noastră a dat ce a avut mai scump. Pe Fiul Lui, pe Domnul Iisus. De-aia suntem noi mântuiți. Că n-avem un Dumnezeu egoist. Păi să ne ajute Domnul și noi să nu fim egoiști. Să fim darnici, să fim altruiști. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează. Mai prindem vulp sau nu? Ce spuneți? E 8 și un sfert. Da sau nu? Dar eu pot să spun amin. Rămânem la 4 vulpi. Dacă vreți mai prindem, hai să mai prindem. Una, două... Încă o vulpe care cred eu că afectează multe familii este vulpea nemulțumirii. Bun, dar tot nu la voi, la alții. Exemplu, nemulțumiți de cât câștigă soțul. Bă, ăla învârte, băi, văzut cu ce jeep-ul a venit aici? Hă, văzut ce mașină are? Are casă și-o lua și apartament la Cluj. Are pe la terenuri, pe la Brașov, are nu știu ce pe acolo, pe la Suceava. Și noi stăm în chirii să avem ața și cu tare și cu tare. Sau, de exemplu, poate ca să fie soț nemulțumit de soție. Ai văzut cum gătește cu tare? Ai văzut ce ciorbă de burtă face, ce ciorbă rădăuțeană? Normal, dacă e de la Rădăuț, de-aia face. Ai văzut ce prăjituri face, ce cutare, și tu nu faci, nemulțumit și nemulțumită și... Ba de una, ba de alta, nemulțumirea. Amintiți-vă de Ahab și Izabela.
O familie care ajunge la distrugere sub sentința și judecata lui Dumnezeu de la nemulțumire. Nemulțumiți de ce aveau? Și nu avea Ahab ca împărat? Păi ce n-are împăratul? Are de toate. Numai că mai vrut el o vie, s-o uitat el la via lui Nabot și o zis, bă, bine ar fi să o am, să scot eu de aici butașii ăștia de vie, să pun eu zarzavaturi, să am eu șparanghelul meu, să am eu brocoli, tot ce trebuie, roșii, castraveți, și l-o chema pe Nabot. Și bă, îți dau teren la schimb, îți dau bani, ce vrei tu, numai dă-mi mie când trebuie. Și o zis, nu ți-o dau. Pentru că moștenirea are valoare sentimentală de familie și moștenirea nu se dă. Până la urmă, o complotat și l-a omorât. Și Domnul trimite pe Ilie Tejbitul și vorbește. În locul unde câini au lins sângele lui Nabot, vor linge câini și sângele tău și nevasta ta va fi mâncată de câini. Ce-o vorbit Dumnezeu s-a împlinit cu da și amin. Totul a pornit de la această vulpe care se numește nemulțumire. Trăim într-un secol al materialismului. Știți că la ora actuală e foarte mare concurență între familii creștine? Că dacă ar fi să ne concurăm la post, la rugăciune, la cititul Bibliei, unde ați ajuns voi ca și familiile cu cititul? Noi suntem pe la Matei deja, am început Matei, am terminat Vechiul Testament, suntem la Matei. Ar fi bine, dacă ar fi să, nu, la lucrurile astea, să ne concurăm, spirituale. Dar noi am ajuns să ne concurăm la lucruri materiale. Și apar tot felul de nemulțumiri și de situații de felul ăsta. De-aia spune Scriptura, cine aduce mulțumiri, Psalmul 50, nu? Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela este omul care mă... Apostolul Pavel spune de mai multe ori, mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos Domnul pentru câte lucruri? Toate lucrurile. Mulțumirii nu înseamnă, fraților, numai cuvinte. Când noi înțelegem mulțumirii, bă, îi dăm Domnului cuvinte. Doamne, îți aducem mii și mii de mulțumiri. Nu, nu, nu. Eu vorbesc aici de mulțumire ca și stare lăuntrică. Nu ca exprimare, că așa ca exprimare noi, nu? Mulțumim, Doamne, mulțumim că suntem aici, că facem cu tare. Dar nu-i suficient. Dumnezeu ne știe cât de mulțumiți suntem. Sau nu. Avea un frate slujitor, o soție așa mai nemulțumită. El evanghelist, prea mai modest, ca să zic. Și soția îi zice, uite ăla, și-o schimbat, o făcut, o dres, noi tot cu Opelul ăsta mergem și acum, așa, 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 așa. Și tot vinea supărat. Și-o zice, Doamne, vorbește-mi tu, ce să fac, cum să... Scapă-mă din situația asta, că nu mai avea nici putere de predică. Și Domnul îi vorbește și îi spune, auzi, du-o într-o misiune, într-o duminică, du-o la Vaslui. El fiind din Suceava, din zona Sucevei, s-a luminat la față. Așa fac. Și, dragă, uite, duminica cu tare, te iau cu mine, mergem în misiune acolo. Vaslui are și zone mai cât de cât mai acceptabile, dar o dus-o într-o zonă mai izolată la Vaslui. Unde nici măcar n-avea acces cu mașina ca să ajungi în sat la biserică, o porțiune... Trebuia ca să mergi pe jos. S-a dus frumos acolo, o a ajuns, la un moment dat, o trebuie să-și iei, că era, nu era nici piatră, era mâl, noroi. El era pregătit, că o știu unde o duce. O lua niște cizi, medialea faină, așa până la genunchi. El și pentru ea, mă dă-ți pantofi, că știu pantofi de la Marel, bă, faină, așa, dar zice, că mai e, astea stau bine. S-a încălțat cu el, eu a ajuns la biserică, nu a ajuns acolo, pe jos era niște țoluri de alea de cordele, plângi de alea tot din lemn, acolo. Bă, dar bucuroși ăia, mulțumiți ăia, cântau din harfi, mulțumim, Doamne, aleluia, știm că prea multe ne-ai dat, ia să vedea, ce le-o dat ăștia? Domnul așa de desmulțumiți. Bă, bucurați, o-ți la amează, la masă, la o familie, nu tu ciorbă rădăuțeană, nu tu, nu știu ce fripturi, ciorbă cu cartofi, cu ceapă, cartofi prăjiți cu un ochi deasupra, au mâncat fain, seara din nou o repriză de părtășie la biserică,
ajuns acasă, când a ajuns, băi, s-a dus nevastă-mea în living, s-a pus pe fotoliu și a spus: Doamne, iartă-mi nemulțumirea. Îți promit că de acum încolo voi fi cea mai mulțumitoare. Și-o zis fratele, zice, cu ajutorul Domnului am biruit, am salvat situația. Așa că dacă cineva de aici are vreo soție nemulțumită, vă dau adresa la vas lui. Sau se poate și în Oltenia, că am niște zone și prin Oltenia, o să mă duc peste 2 săptămâni într-un turneu în niște sate pe acolo, dacă o să vă trebuie niște poze la niște oameni, cam să vedeți cam ce condiții. Problema noastră este că noi ne comparăm cu cei care sunt mai sus. Dar știți că sunt oameni care sunt sub noi. Oameni care trăiesc la limita de jos. Biblia spune, dacă avem, Pavel lui Timotei spune, dacă avem dar ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, mulțumiți-vă. Doamne ajută-ne. Dacă putem să mergem pe picioare, avem motive să mulțumim Domnului? Dacă nu-i război, nu-s dronii deasupra, nu? Mai sunt droni, dar care filmează deasupra. Dar nu să aducă rachete, nu-s avioane de război, nu? Păi harul Domnului. N-avem motive să spunem mulțumim, Doamne? Slăviți să fie Domnul. Dacă nu ești la dializă, am un frate în biserică, face dializă de 3 ori pe săptămână. Am uitat la el, palid la față, palid la față, așa. Să-i milă de el, să se rupe inima. M-am gândit ce harii să-ți funcționeze rinichii normal, să fii sănătos, să nu te duci acolo. Și de multe ori nu apreciem. Mi se pare, bă, merităm, dar eu sunt tăcet. Cu ce ești tu mai bun ca ăla sau ca ăla? Duceți-vă la spital, să vedeți la un spital de copii bolnavi de leucemie. Copii de 7, de 8, de 10, de 12 ani, fără păr în cap. Paliți la față, care fac citostatice. Părinți care stau cu lunile acolo. Cu lunile stau, nu mai fac, merg la servici, nu mai stau pe acasă, li dor de acasă. Și noi suntem, nu mai știm ce să mâncăm, nu mai știm ce să facem, unde să ne ducem. Și tot ne mulțumim de multe ori. Doamne, iartă-ne și ai milă de noi. Ajută-ne ca să fim oameni mulțumiți în inimă. Amin? Nu pe buze. Ca stare, ca atitudine, să fim oameni mulțumiți. Mulțumitori pentru toate lucrurile. Și dacă Domnul mai îngăduie și încercări, Romani 8:28, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mai prindem o vulpe și gata, facem rugăciunea finală. Așa s-a vulpe pe care vreau să o amintesc, m-am gândit, este disprețul în loc de cinste. Disprețul în loc de cinste. Ce disprețul poate să fie o vulpe? Ca și soție, să-ți disprețuiești soțul. Sau soțul să-și disprețuiască soție. Cum e vorba asta, să nu dai 2 bani, pe el sau pe ea. Știți, în Psalmul 23, când citim de Psalmul, nu 23, Psalmul 15, Doamne, cine va locui în cortul tău, cine va locui pe muntele tău cel sfânt, aici, când citim Psalmul ăsta, de regulă ne axăm răspunsul. Răspunsul este cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia Domnului, ce spune adevărul cu tare, nu clevetește. Dar în versetul 4 spune așa: dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Dar știe ca să dea cinste. Știți că în adunare trebuie să dăm cinste unii altora? Nu știți. Vă dau un exemplu din Ioan 20. Vine Maria Magdalena și le spune la ucenici, zice, o învia Domnul, mormântul e gol. Am fost la mormânt, de acolo vin, piatra e dată la o parte, nimic nu mai. Și aleargă 2 ucenici către mormânt. Aleargă ucenicul pe care îl iubește Domnul Iisus, adică Ioan, și cu Petru. Numai că ucenicul Ioan, fiind mai tânăr, aleargă mai repede și ajunge la mormânt primul. Dar interesant e că nu intră el.
Să uită, să pleacă, să uită, dar nu pășește acolo, nu intră. Îl așteaptă pe cine? Pe Petru. Dar de ce îl așteaptă pe Petru? Că e mai în vârstă. Îi dă cinste. Dar cinstește pe cel ce, pe cei ce se tem de Domnul. După ce l-a biruit pe Goliat, David primește ca răsplată nevasta, ca și nevastă, fata lui Saul, care se numea Mical. Vine un moment, un episod, în care Mical îl disprețuiește pe David. Când aduce David chivotul legământului. Și vreau să vă citesc din 2 Samuel, capitolul 6. Spune așa Scriptura aici. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și i-a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicilor supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic, așa l-o face om de nimic. David a răspuns Micalei: înaintea Domnului care m-a ales mai presus de tatăl tău și de toată casa lui ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Asta a fost manifestarea, pentru că ține și de cultura evreilor. Foarte mulți au luat de acolo bisericile carismatice și au implementat modelul ăsta, care nu merge la noi. Pentru că noi avem altă cultură. Noi nu trebuie să ne manifestăm ca africanii. Africanii bat din tobii, dezbrăcați, de regulă, așa până la jumătate, la bustul gol, și sar în sus și bat în palme. Dar asta ține de cultura lor. Ei, asta face parte sau ține parte din cultura evreiască. Așa își manifestau ei bucuria. Evreii și astăzi, la nunți, de exemplu, folosesc dansurile astea. Am văzut prin Anglia, pe la Londra. Versetul 22. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste la slujnicile de care vorbești. Dacă tu nu mă cinstești, mă disprețuiești, mă vor cinsti ele. Și au zis, versetul 23, și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. De ce? Pentru că l-a disprețuit pe soțul ei, l-a disprețuit pe împăratul David, pus în această postură, în această slujbă de Dumnezeu. Stimate surori, cinstiți-vă soții. N-au nimic. Dragi frați, cinstiți-vă soțiile. Frați și surori, să cinstim pe slujitorii Domnului. Mai mari noștri, pe bătrâni. Nu le da ghiont. Bă, ce mai știi? Și ăsta e depășit. I-a trecut vremea. David a spus să mă ferească Dumnezeu să mă ating de cine? E treaba Domnului ce faci cu el. El e pe dat, nu e a mea. Dar care e treaba ta? Să-i dau cinste. Cum să-i dai cinste? Așa că mă auzi. Să-i dau cinste, să-l respect? Pentru că este împăratul lui Israel. Că dacă Domnul are ceva în plan cu el, e treaba lui Dumnezeu. Și când Domnul mă va ridica, eu sunt gata ca să aștept. Să aștept. Cinstiți-vă părinții. Mama și tata care v-au crescut. Îmi spunea o vecină printre lacrimi, ce l-am purtat la școală, la liceu. Îmi spunea de un băiat cu greu, lucra la CAP-ul, cu mâini, câte eforturi au făcut să ajungă om în viață. Și are 3 ani de când nu a venit, când nu-l lasă soția, Nora. Era o noră mai țăfnoasă, așa zice. 3 ani de zile nu mi-a călcat pragul. Am văzut o durere la mama aia care simțea că fiul nu-i dă cinste. Nora nici vorbă. Și împreună cu toții, dacă spune acolo unde, spune în Efeseni, spune Apostolul Pavel, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este o poruncă dumnezeiască însoțită de o mare făgăduință. Să trăiești multe zile pe pământ și să fii
fericit și fericit. Și împreună cu toții să dăm cinste lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu merită toată cinstea, toată slava și toată gloria. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul în veci! Dragii mei, ăsta e cuvântul pe care l-am avut din partea Domnului să vi-l spun în această seară. Prindeți-ne vulpile mici care strică viile în floare. Am prezentat aici câteva vulpi mici care pot ca să facă o stricăciune mare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să le eliminăm, să le scoatem afară din casele noastre, pentru că acolo să domnească armonia cerului, pacea cerului, un colț de rai. Așa cum cântăm, să fie în casa voastră numai flori de mai și un adevărat colț de rai. Amin? Așa să dea Dumnezeu și poate ca să fie. Dacă scoatem vulpile astea, că dacă nu vor face, vor strica și florile, vor strica tot ce e frumos, nu o să mai fie mireasmă, nu o să mai fie parfum acolo și o să fie dezbinare și o să fie ceartă și o să fie ură și o să fie lucruri nedorite. Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să fim familii binecuvântate, să fim familii unite, așa cum am spus în ziua aceea când am stat în fața Domnului și a martorilor văzuți, să fim alături până la capăt, pentru că Dumnezeu urăște despărțirea în căsnicie, în căsătorie. Vă rog să vă ridicați și împreună cu toții, haideți să facem o rugăciune în privința asta pentru familii, Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne binecuvinteze. Dacă sunt familii unde vulpile astea au pătruns și au făcut stricăciune, Domnul poate ca să lucreze. Dar e nevoie și de implicarea noastră, poate de ajutorul nostru, de susținere, cu post, cu rugăciune, cu sfaturi bune, cu vizite, cu tot ceea ce putem, pentru că suntem o familie unită, nu-i așa? O familie care iubește, o familie gata ca să ajute și împreună să putem să ajungem acolo unde dorim, acasă, la Domnul. Amin! Ne rugăm și mulțumim Domnului!